Ponturi și pariuri argumentate la partidele de tenis dintre Helena Ostapenko, Camila Georgi, Naomi Osaka, Carolina Pliskova și bineînțeles avem un meci de fotbal din La Liga, acolo unde am ales duelul dintre Valencia și Villarreal. În altă ordine de idei, țin să vă spun și eu la mulți ani pe 2024 și sper să vă aduc Primul bilet câștigător din acest an pentru că este și prima mea postare în 2024. Vă aștept cu un like, cu un share și bineînțeles un comentariu de susținere. Dragi prieteni, începem cu prima partidă de tenis la Brisbane, acolo unde Helena Ostapenko se duelează cu Camila Giorgi. Helena Ostapenko, știți cu toții o jucătoare foarte bună care în ultimul timp a început să fie mult mai precaută, mai ales la serviciu și să nu mai comită duble greșeli așa de multe, ba chiar în media ei undeva la 2,3 pe meci sezonul trecut. De partea cealaltă, Camila Giorgi este una dintre cele mai uh, bune, în ghilimele, jucătoare la capitolul duble greșeli comise cu o medie de 7,5 în ultimii 3 ani, atenție! Practic, cred că aici sunt bani pe jos la capitolul cine comite mai multe duble greșeli, dar știți cum e? În uh, pariuri nimic, nu e sigur, la fel ca în tenis. Totuși, 1.34 la Betano pentru ca, um, virgulă, Camila Giorgi să aibă mai multe greșeli, recomand chiar ca pontul zilei. Trecem mai departe la duelul dintre Valencia și Villarreal. Real acolo unde pe Mestalia, începând cu ora 22.30, se duelează doi antrenori interesanți. Este vorba despre Ruben Baraja și Marcelino. Dacă Ruben Baraja utilizează ieșirea la offside, Marcelino joacă un sistem clasic, un 4-4-2, cu două vârfuri, ceea ce mă duce cu gândul că vom avea șanse mari ca Vila să fie surprins de cel puțin două ori, mai ales împotriva unei formații care utilizează ieșirea la offside în mod organizat cu apărarea sa. Așadar, mizez aici pe un pronostic de peste 1,5 offside-uri în dreptul lui Vila Continuăm cu duelul dintre Naomi Osaka și Carolina Pliskova. Aici v-am pregătit câteva idei foarte, foarte interesante. Naomi Osaka a devenit mamă, vine după o pauză de un an și în care nu a mai jucat tenis, nu a mai profesat. A început în prim meci în, în acest an, l-a câștigat cu greu împotriva unei nou name, ca să zic așa, dar știți cum e, când revii după o perioadă lungă ai nevoie de acomodare și cred eu că Naomi Osaka, care înainte avea o medie nu știu, de 2,5 duble greșeli pe meci, cred că va comite destul de duble greșeli pe meci împotriva lui Carolina Pliskova, care practic în... Într-o perioadă a fost chiar regina așilor, de aceea cred că Carolina Plișcova, care comite și ea o medie de 4,5 duble greșeli numai în 2023, o jucătoare care forțează mult primul și al doilea serviciu, un serviciu puternic, cred că o va scoate din pepe pe Naomi Osaka și bineînțeles o va forța să greșească și pe niponă la fel de mult. De aceea mă aștept aici la un meci cu minim 7 duble greșeli și de ce nu poate chiar mai lung. Așa arată biletul zilei la Betano. Nu uitați cei care doriți să...